Steaua pentru mine a reprezentat, în primul rând, o familie. Dacă mă gândesc că începuturile mele la clubul Steaua din 1973, când am pășit pe poarta clubului care se afla în Plevnei, acolo am întâlnit oameni care m-au primit cu mare bucurie, cunoscându-mă din perioada mea de juniorat la Clubul Rapid, în frunte cu fostul antrenor colonelul Cosmonescu Petre. Prima zi la Steaua a fost o întâlnire cu omul care a vrut să fac parte din familia Steaua, colonelul Cosmonescu Petre. Când m-a văzut, mi-a zis: vezi, Marine, credeai că nu o să ajungi în clubul Steaua. Uite, ai ajuns și nu o să-ți pară rău. Au fost mai multe succese, pentru că am făcut parte din echipa de rugby a clubului începând în 1973 până în 1986. În 73 am participat și am jucat câteva meciuri și în acel an s-a câștigat titlul de campion național. Acolo am avut parte să întâlnesc niște oameni de rugby, precum Paul Ciobănel, Postolache Nicolai, Muntean Mircea, Suciu Eduard, Radu Durbac și toți ceilalți care au fost în perioada aceea în echipa Steaua. Să fiu atent la tot ce mi se spune de către instructorii care erau pe vremea aceea, antrenorii și de la colegi, să știți că am învățat foarte mult, pentru că ne sprijinea foarte mult pe cei tineri care veneau în secția de rugby a clubului. Niciodată nu au fost discuții, probleme, că de ce am venit sau băi, ce faci tu aici? Nu. Clubul Steaua mi-a dat cele mai mari satisfacții. În primul rând, m-a format ca om pentru viață, asigurându-mi condiții de pregătire, de pregătire profesională și instruirea care a făcut parte din succesele care le-am avut cu Steaua și cu echipa națională. Steaua a reprezentat și reprezintă în continuare un mare brand pentru toate cluburile și atunci când veneau în contact cu noi și totdeauna se pregăteau să fie și ei la nivelul nostru, că altfel primeau foarte multe puncte și nu prea le plăceau ideea. La Steaua, un om care m-a ajutat foarte mult a fost colonelul Petre Cosmonescu, care de la început mi-a spus: vrei să ajungi un jucător de valoare, trebuie să fii ordonat, civilizat, trebuie să te pregătești și suplimentar. Și mental, și fizic, toate aceste lucruri au fost în avantajul meu, care s-a materializat cu 7 titluri de campion național cu clubul Steaua, de 3 ori campion european cu echipa națională, și mi s-a dat o distincție de maestru militar sportului în 1977. La mulți ani Steaua, nu cred că Steaua o să se piardă vreodată ca denumire, ca performanțe, cred că depășește celelalte cluburi cu care sunt în competiție. La mulți ani Steaua, sănătate multă și vă iubesc!